tare mult. Păi nu, noi suntem la vreme, am mers până județeană, noi... Bună ziua, trăiți! A trebuit să fie atât. Bine ați venit, doamne ajută! Așa este. Da, așa. Da. Mai fost.
sigur, foarte bine. Foarte bine. Până la urmă, în locul tău nici nu trebuie. Da, dacă nu trebuie ceva, nu să fie... Da, 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 bun, hai, da, da, după, după ce ieșim. 70 de euro. Da, ăsta e, dar nu se face. Am luat o cafe de țelă. Avem o zi mai bine. Domnul profesor, salut, bine v-am găsit. Mă bucur că ne revedem de fiecare dată. Noi. Să ne vedem cât mai des, doamne. Cât mai des. Doamne. Da. Da, da, da. Soțul meu. Hai, hai, hai. Haideți să mergem, ne așteaptă părintele în biserică. Da, da. Da, când ne mergem acum. Hai că vin și eu să vezi cu cafea, că am ochiul. Da. Da. Domnule, haideți să intrăm în biserică toată lumea. Acolo e treaba, ați făcut treaba. Bun. Hai, deci intrăm toată lumea în biserică, da? Acolo știi. Da, uite acolo, da. Și la acest frumos eveniment cultural, ceea ce știm noi cu certitudine este că este al treilea an când ne regăsim aici în Biserica Sfântului Ioan Botezătorul, când ne faceți bucuria de a veni și de a trăi împreună cu noi preoții, dumneavoastră, oamenii de cultură, de litere, artiștii, bucuria
cuvintelor care vorbesc despre Dumnezeu. Dar cum despre Dumnezeu cel mai bine se vorbește în rugăciune, vă propun ca, pentru început, să fim împreună rugători, să dăm slavă Dumnezeu, să mulțumim că ne-am putut aduna, urmând ca apoi fiecare dintre dumneavoastră în parte să aducă nota personală și să deschidă inima sa spre bunul Dumnezeu și spre ceilalți, spunând ceea ce găsește de cuvinți. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le punești, vizierul bunătăților și dădătorul de viață, vino și te tălășurește într noi și ne curățește pe noi toată dimensiunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să le rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor, Dumnezeu Biserici, pentru unitatea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime, ceandru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimită din belșug Dumnezeescul Său har asupra simpolul lucrărilor acestora, simpoziunul acesta cultural, care va începe în Sfânta Biserică, asupra lui Dumnezeu, care sunt participanți, Domnului să ne rugăm. Domnului miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să fie împreună lucrător și sprijinitor în toate lucrurile cele bune pe care culminare dumnezeiască voiesc ale săvârșirii lui Dumnezeu aceștia care sunt de față, Domnului să ne rugăm. Domnului și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristos,
Dumnezeul nostru, Cel ce cu nespusa Ta iubire de oameni ai cercetat neamul omenesc și ai dorit binecuvântarea Ta tuturor celor care s-au rugat Ție. Ție ne rugăm, de la Tine cerem. Caută și acum, sferubite aceștia care sunt de față, care s-au adunat aici pentru a-ți aduce Ție slavă, care, îndrăjind în puterea ajutorului Tău, voiesc ca începe lucrările acestui simpozion. Dărâșelor lor spor întru toate și binecuvintează pe ei și lucrările lor. Păzește pe dânsii de infiriți de orice rău. Dărâi-te din belșug lor și celor ce vor lucra împreună cu dânsii. Pace, dragoste, înțelegere și dreptate. Revarsă peste ei milele Tale cele bogate și îndreptează pașilor spre toată fapta cea bună. Că aduce slavă Ție, că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție mărire înălțăm. Împreună celui fără de tot al Tău, Părinte, prea Sfântului Bun de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea puternice Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii Sale cuvioșilor, de Dumnezeu cu tuturor părinților noștri și ai tuturor sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Încă o dată tuturor bine ați venit. Dumnezeu să vă lumineze mințile, să vă aducă bucurie, pace. Ați auzit ce frumos cu rugăciunile Sfintei Biserici. Acum sunt cuvintele preotului. Să vă dea har spre a lucra fiecare, a-și mulți talentul pe care l-a primit și a-l dărui celorlalți. Cât timp veți avea entuziasmul de a vorbi despre Dumnezeu, despre frumos, despre bine, despre dreptate, despre adevăr oamenilor, nădăjduim că mila și harul Dumnezeu și acoperitul Maicii Domnului, în a cărei sfântă zi de prăzire ne găsim, vor fi asupra noastră a tuturor, a fiecăruia în parte și a tuturor ca întreg. Pentru că așa ar fi Dumnezeu ca anul acesta, al treilea an, când ne adunăm la ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul, să fie și acoperământul Maicii Domnului. Este prima dată când această sărbătoare creștină, care este veche în calendar, istoria spune de prin secolul X, în Biserica Ortodoxă Română se ține cu prăznuire, că este cu cruce roșie, cum aveți în calendar. Așa că atunci când Domnul Munteanu m-a sunat și m-a rugat, i-am spus, stați să vedem ora exactă, că o să fie o întâmplare fericită. E și acesta un semn că Dumnezeu veghează și că v-a adunat și ne-a adunat aici în Sfânta Sa Biserică la zi de sărbătoare a Domnului Iisus, pentru că atunci când să vin pe Maica Sa, totdeauna avem și pe Fiul în suflet. Așa cum dumneavoastră atunci când creați fiecare din darul ce v-a dat Dumnezeu, îl aveți pe celălalt și pe Dumnezeu, sunt convins, în suflet. Dumnezeu să o binecuvinteze și ne vedem pe Domnul Munteanu să conducă mai departe evenimentul în ceea ce privește partea sa culturală. Dumnezeu să vă dea sănătate și spor în toate, Doamne ajută! Bineînțeles că la această masă poate să stea oricare dintre dumneavoastră care, fără modest, pasă modestie, este mai bine decât mine. Eu stau aici doar pentru anii ori și anii de o să începem cu Claudia Vasilache.
fiecare, poate, ce căutăm noi în această biserică, în momentul ăsta. O să începem prietenul meu, Radu Florescu, poetul de la Piatra Neamță, vezi că nu are, o să încep cu acela, dar nu l-a pus nimeni acolo, așa că începem cu răstângă la dreapta. Deci e acolo, la microfon. Bună ziua! Sunt Cristian de Nicolos, suntem cu toți aici. Trăim un moment bun de mare. Asta grație lui Părintele care ne-a adunat aici și Părintele care ne-a oferit găzduire. O zi atât de frumoasă, mult soare și lumină și asta pentru mine înseamnă o bucurie extraordinară. Am să vă recit un text, pentru că asta știu eu să fac cea mai bine. Cu lacrimi în ochi s-au întors toți. A știut până în ultima clipă că tu ești acela. Au pariat în numele tău, dar zarurile de pământ nu s-au răstogolit pe masa goală. Atunci au pariat pe casa ta, pe femeia ta, pe sângele tău subțire ca apă. Dar zarurile de pământ nu s-au răstogolit pe masa goală. Hotărâți au pariat pe zilele tale, pe gura ta uscată, atinsă de arșiță, pe gândurile tale topite sub frunte, dar zarurile de pământ au devenit una cu mâna care le aruncă. Mulțumesc! Din pricina prea deselor revelații, timpanele i s-au bulbucat, ochii i-au ieșit din orbite, gura s-a schimonosit. Însă la vremea când l-a cunoscut, carnea încă îi clocotea de febră. L-am rugat să-mi vorbească măcar despre una dintre viziunile sale. N-a fost în stare, nu și-aducea aminte de nimic. Dar în timp ce gâfâia de neputință, m-a cuprins o fericire arzătoare, o beție pe care alcoolurile nu mi-au dăruit-o niciodată. N-am îngenunchiat ca să nu mă dau în videa. Am ieșit ca după o întâlnire oarecare, dar acasă am hohotit ca un copil. Iar în acea noapte, carnea mea a luminat ca o lampă. N-am vrut să mă trezesc când m-am trezit. Poetul, directorul revistei Hiperion, de asemenea, un lider cultural al României, Gelu Dorian din Bocășa. Biblia spune că la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Cuvântul a fost pitrocit vreo câteva milenii bune până când creștinismul s-a ivit și a apărut pentru noi, pentru mântuirea noastră, Iisus Hristos. Literatura a venit pe acești pași, intrăm un pic în tema acestui colocviu de propus de Victor Munteanu, și a dezvoltat, a dus cuvântul la faptele lui bune, la faptele lui mai puțin bune, dar în esență a spus ceea ce a dorit de la început cuvântul care a fost la Dumnezeu. Cu aceste cuvinte m-am jucat și eu și o să vă citesc un poem, Calea. Sunt trist și fără gânduri și încerc să fiu fericit. Dar nimeni nu mai trăiește azi în viața mea. Toți trăiesc în altă viață, în altă parte și se simt deranjați dacă le intru în vis noaptea.
Dacă dimineața îi trezesc costeniți și plini de gânduri negre, care nu se mai colorează în roz, nici măcar în violet, și rămân negre toată ziua, ca o pânză de păianjen într-o fabrică de negru de fum. Și eu rămân trist și fără gânduri. Toate s-au transplantat în alte gânduri care cutreieră alte minți în care eu nu mai încap, în alte inimi, în alt sânge, în alte case prin care e frumos și bine. Și stau așa ori în șir, fără să știu că exist. Pentru că dacă nu cuget, nu exist. Iar dacă nu exist, ce rost are să se mai gândească alții la mine? Ei au viețile lor frumoase ca niște schelete de top modele în muzeile antipa ale lumii. Eu am trupul meu din care cresc flori de nu mă uita. Restul meu de suflet, inima mea fără inimă, sângele meu îngroșat ca o mlaștină pe timp de secetă. Și toate astea îmi dau o stare de bine, cu care nu știu ce să fac. Iar când nu știu ce să fac, sunt trist și fără gânduri. Deci, nu există. Mulțumesc. Așa cum amintea și Gelu Dorian, deci la început a fost cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu. Prin el se creează lumea. La care este o temă, desigur, e o temă veche, să spui care e raportul dintre poezie și religie, dintre poezie și credință. Se vorbește mult despre asta, dar dincolo de asta poezia există, desigur, în cazul poetului o fel de provocare, de condiție ingrată, de a-și asuma dreptul de a clădi cu ajutorul cuvântului, dar în același timp acest drept îi se cuvine și lui ca și fiecărui om, în măsura în care în acest cuvânt există adevărul, adevărul lumii. Eu aș invoca aici două, trei versuri din A.E. Barkovsky. Spune el la un moment dat într-un poem, un nu, doar un nu ar mai fi de rostit, acum amintesc bine, în această biserică goală în care predică fără încetare o bandă de magnetofon. Bineînțeles că aceste versuri pot fi interpretate în moduri diferite. Dacă spune el biserică, biserică goală nu se referă la această biserică, la această biserică de pământ plină de credincioși. Pentru că oamenii de-a lungul timpului își clătesc, desigur, zis în ghilimele, biserici goale, biserici fără de adevăr, idoli, goi, continuu. Și atunci și poezia, și poetul au puterea de a se împotrivi discursului gol, discursului fals, de a aduce adevărul pe care, indiferent de credința, de crezul poetic, tehnica de arta poetică pe care o servește un poet vine, de fapt, întemeiază continuu și a lumea în lumina, în dreptului vechi de a clăti adevărul cu ajutorul cuvântului. Voi citi și eu o scurtă poezie. Dimineața fără întrebări. Îmi închipui când e de greu, chiar cel atotputernic fiind, ca dimineața, după o noapte petrecută în barul de fițe, după o noapte de stat în tipografiile băncilor, după somnul ce te scoate din grijile lumii, să-i sufli fiecăruia câte un grăunte de simțire în inimă, să-i pui iarăși și iarăși fior în sângele spălat de stele, să-i faci degetele iarăși tactile și niciodată să nu întrebi pe nici unul cum deși pierde atât de repede sufletul. Mulțumesc! De asemenea, un critic literar important și istoric literar important al nostru, domnul Vasile Spiridon.
Din Bacău. Da. Din păcate nu vă pot citi un poem, nu am scris nimic, nici pentru întâlnirea de astăzi, nici pentru altcândva, dar de foarte mulți ani citesc poezie religioasă, la unele chiar am făcut cronică, sunt familiarizat cu acest tip de poezie și întotdeauna m-am gândit la condiția poetului, nu numai care scrie poezie religioasă. M-am gândit că el se seamănă foarte bine cu un bun credincios. Trebuie să aibă o viață asemănătoare. Începând de la a ști crezul, deci a ști niște principii fundamentale ale poeticii, nu a ști tehnica poetică. Nu, cred că în primul rând ar trebui să aibă acel talent ce i s-a dat, pe care trebuie să-l cultive. Nu trebuie să încline niciodată balanța spre criza de timp, în dauna contemplației sau a contemplării, pentru că treburile cotidiene ne fac să ne risipim în atâtea direcții și când știi că îți va veni muza inspiratoare sau când îți va veni cuvântul de la Dumnezeu. Nu? De multe ori, probabil, poeții invocă acest cuvânt. De multe ori spun că sunt posedați de acest cuvânt când, și nu depinde de ei atunci când scriu sau nu scriu un poem reușit. Deci, iată, rugăciunea oricum trebuie să fie făcută și poezia trebuie să fie făcută, muza trebuie să fie întotdeauna provocată. Ca și un bun credincios, poetul nu trebuie să fie fățarnic. Dacă scrie sau dacă se roagă, nu trebuie neapărat să vadă toată lumea că se roagă. Nu trebuie să arboreze această credință tuturor. Fiecare are sentimentul religios sau nu are, dar trebuie să-l țină în primul rând pentru sine. Nu trebuie să fie văzut că vine la biserică. În cazul nostru nu trebuie să fie neapărat văzut că ia niște premii literare. Le ia sau nu le ia, el trebuie să creadă în vocația sa, în aspirația sa. Ca un credincios nu ar trebui să fure. Nu ar trebui să rânească la bunul altuia. Pentru că va fi pedepsit finalmente și asta se pe cale legală. Dar poate că acel cuvânt la care aspiră nu va mai veni. Și sunt foarte mulți poeți, am cunoscut noi toți de aici, mulți poeți care au renunțat, nu au renunțat la poezie. Cred că poezia a renunțat la ei, pentru că nu au fost prea bine credincioși în ceea ce o privește. În ultimul rând, poetul, ca și un bun credincios, nu trebuie să ucidă. Deci nu trebuie să ucidă, nu neapărat aproapele, eventual cu poezia proastă pe care o scrie, dar nu trebuie să ucidă ideea de poezie. Pentru că poezia, ca și rugăciunea, se spune în tăcere, în liniște și în smerenie. Așa cred eu că ar trebui să fie un adevărat poet. Mai mult nu cred că aș putea să spun, eu am venit aici să ascult pe poeți, să văd, și e foarte greu aici, să văd ce le inspiră acest sentiment religios. Și aici nu poți să frișezi. Spui că iubești pe Dumnezeu, spui că ești prea bine credincios, că ții posturile. Da, foarte bine, dar ar trebui să le ții pentru tine. Și atunci să fie ceilalți care să aprecieze acest lucru, că ești un bine credincios, un smerit poet. Iar aici, desigur că avem poeți care sunt smeriți și care sunt frecventați de Cuvântul Divin. Vă mulțumesc! Domnul Bănea. Spune poetul, limba noastră, limba vechilor cazanii, nu? Anul acesta sărbătorim pe Mitropolitul Antim, cel care a introdus limba românească în cultul ortodox. Iată interacțiunea aceasta care există între cultura laică, să zicem, și cultura bisericească. De fapt, cultura românească și are atât surginte audușe, dar și izvorul și rădăcinile în cultura, în spiritualitatea ortodoxă românească. Să nu uităm acest lucru. Mari poeți români au scris pornind din această spiritualitate ortodoxă. Și acum o să vă citesc două sonete, totuși,
care sunt, într-un fel, legate de evenimentul de azi. Să zbor spre tine, sus e multă ceață. Efemerul clip este disperare. De-o fi să mor, cui să te las viață? Nu știu, răspunde, minte romă, doamne. Căci fără de origine, veaculară, de se rămân câmpiile celeste, pe o mreajă de lumină zori care, din somnul lumii, visările funesc. În rest, sunt patim și trăiri de șarte, când clepsidra vreme se înclină, e o mucegaie ce înconțește moarte peste un bulgăre țâfnos de lumină. Vă mâiți de vreme și hăituiți de nevoi, bate mereu cărările de noroi. Și ultim, îmi vedește sufletul din soare, sunt visul tău, ne vom întâlni curând, cu fruntea spre cer și taină în gând, alunecând cu trupul spre uitare. Viața noastră e o moarte ce crește lent. Sufletele îmbracă iluzoriu, tremască vie trupul provizoriu. Neliniște suntem, ce urcă prin prezent. Peste anii mei se scutură tristeți, trecerea din incoane se lumine în taină mohorâte dimineți. În miezul vieții aripa ta mă poartă, să zbor spre orizontul opalinii, să mă despart de lumea mea de șartă. Vă mulțumesc! Prea plăcerunții părinte, domnule Victor Munteanu, dragi prieteni, fericită zi, binecuvântată, fericit loc, binecuvântată și fericită acțiune organizată la Bacău. Sunt mândru, fiind și eu băcăuan, sunt bucuros că atâta lume, în loc să facă altceva ce face toată lumea aceasta pe pământ, visează și își trimite gândurile în lumea aceasta fără de sfârșit. Sunt multe exemple în literatura română în care există o buză pe buză, ca să folosesc un termen nepotrivit acestui loc, între religie, între cultul ortodox, mai cu seamă, și literatură. Eu voi veni cu un exemplu, pentru că îl cunosc bine, din al lui Ion Creangă. El este cel care m-a făcut să poate, prin tot ceea ce am făcut eu, să tragă în tărăboanța aceasta a lui și ceea ce am scris eu și ceea ce voi mai scrie în continuare. M-am ocupat și am scos în ani o carte, e pentru prima oară în literatura română, despre preoția lui Creangă, în anul 2005. Am studiat viața și suferințele lui Ion Creangă și ca preot. 13 ani a slujit în altarul Bisericii Ortodoxe. Sunt multe poncife, sunt multe neadevăruri care s-au spus, mai ales în perioada, chiar și înainte de 1944-45, despre viața de preot al lui Ion Creangă. Oricum, el a trăit o dramă extraordinară. Nu voi intra în amănunte acum să vă povestesc ce și cum, de ce a fost dat afară. Oricum, pe nedrept a fost dat afară. Iar poetul Ioan Alexandru, cu care am fost în relații foarte bune, venind în 1992 la Coșdeu Cărințicău, i-am propus atunci să facă ceea ce ar trebui să fie făcut pentru a se ridica pedeapsa aceasta, caterisirea de Clăr, petrecută în 1872. Și astfel, în 1993, iată, documentul este publicat în această carte. Daniel, prin harul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, actualul patriarh al României, studiind cazul clericului Ion Creangă, mare povestitor al neamului românesc, care prin hotărâre așa din 72 s-a dat o prea gravă și nepotrivită pedeapsă, a fost reabilitat și a fost inclus, deci el este pomenit în Biserica Ortodoxă ca diaconul Ioan. Opera sa este o mărturie. Atunci, în 1992, la Boșdeucă, Ioan Alexandru spune, păi faceți un memorial intelectualilor eșeni și cereți, că eu sunt în Consiliul la București, la Patriarhie și o să intervin acolo. Ion Alexandru, care posese după 1989, pentru prima oară, crucea aceea în Camera Deputaților. Cred că vă mai amintiți, nu știu dacă mai este acolo, a fost un moment
simbolic de cotitură, tulburător pentru nația românească, nație care era o nație credincioasă, care nu n-a alunecat cu totul, cum s-a petrecut cu alte neamuri în perioada comunistă. Și eu, care știu cum e că faceți și vom face, am zis, nu, îl facem acum pe loc. Nu eram mulți intelectuali acolo la Sărbătoarea Bordeaux, era o ploaie teribilă, dar eram vreo 7-8-10 și am mai adăugat niște nume așa și i-am dat memoriul lui Ioan Alexandru și în anul 1993, în Biserica Sfinții 40 de mucenici din Iași, unde fusese hirotonit, acolo în prezența preotului Ioan Rusu, cu care facem pomeniri în fiecare an, în 27 decembrie, la mormântul de la Cimitirul Eternitatea, Creangă a fost readus în sânul Bisericii Ortodoxe Române, pe care a slujit-o cu adevărată credință și opera sa, repet, este o mărturie tulburătoare a faptului, el niciodată, în afară de, mă rog, nu discutăm acum despre acele glume care se făceau la banchetele juninii. Și încă un argument pentru ceea ce a fost și a simțit Creangă și care îl făceau să revină în sânul Bisericii Ortodoxe Române, iată, am găsit ce spune Ioan Slavici. Deși răscopit, însă la începutul carierei sale preoțești, el nu s-a lepădat niciodată de apucăturile luate în scurtul timp al preoției sale. Mihai Eminescu, în 1878, mai cu seamă mă închin cu multă plecăciune stăruitorului întru cele bune și creștinești, Creangă. Iacob Negruțe, răspopă, dar în suflet țiind tot la diaconie. Și Ion Creangă ce spune, ca răspuns la o scrisoare, nu mai intru în amănunte documentare, a lui Ioan Nădejde la Contemporanul, spune, Ioan Nădejde spunea că manualele sale și manualele făcute împreună cu colegii săi sunt pline de, adică justifica existența unor fapte în natură prin prezența lui Dumnezeu, deci a divinității. Și Ion Creangă îi răspunde, rugăm asemenea pe domnul Ioan Nădejde, o scrisoare mai lungă, să nu-și facă așa de mare nălucă despre morele de vânt, nici să se grăbească a se turci, după cum zice, că și acolo dă de mâna lui Dumnezeu cea nevăzută, care, dacă nu ne-ar fi găurit pielea în dreptul ochilor, nu ne-am putea vedea greșelile unii altora. Ei, este o pleasnă pe care Ion Creangă, în stilul său nemaipomenit, o oferă. De asemenea, vreau să vă mai spun doar de faptul că am discutat cu neamuri de-a lui Ion Creangă și sunt mărturii. Una este de la Mihail Sadoveanu, care era pe drumul Pipirigului și se strică mașina sau se opresc, ei nu puteau să treacă de multe căruțe care duceau lemne. Și cum era Sadoveanu, întreabă, zice, cum te cheamă pe mine, dau în căruța? Și mine, Cojoca, pe mine Creangă. Încă unul, Creangă, zice, ești din neamul Creangă, adică ești rudă cu Creangă, mare scriitor. Care Creangă, zice, cel care a lăsat podcapul și s-a dus în lumea lui, noi nu suntem rude cu el. Lângă Boșdeu, că locuia cu altă rudă de-a lui Ion Creangă, care spunea că Ion Creangă a suferit extraordinar pentru faptul că a fost, cum să spun eu, exclus, caterisit din Biserica Ortodoxă, și nu i-a fost bine. Problema este mult mai gravă. De ce a fost dat afară și cum a fost dat afară, poate o să vă vorbesc anul viitor. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc numai. Poetul, criticul literar și traducătorul bucureștean, Geo Vasile. Mulțumesc dumneavoastră și părintelui care ne-a binecuvântat pe noi păcătoși strânși sau înveșmântați cu toții în această cămașă de forță a imprevizibilului. Și l-am citat pe strălucit organizator al acestei
acestui festival. Așa cum am spus și ieri, cel mai bun poet, după părerea mea, este Octavian Soviani, iar cel mai bun poet religios este Traian Vasilicău, alias Traianus, de la Chișinău. Acum, literatură găsim de la Sfinții Părinți, de la Ioan Gură de Aur, până la Grigorie de Nazianz și Părintele Stăniloae. Eu am cunoscut un profesor și călugăr în același timp, din Torino, care și-a dedicat viața lui, vieții și operei lui Grigorie de Nazianz, care a, după părerea mea, că și eu am citit o carte, o sinteză a acestui studiu de viață, tradusă în toate limbile de circulație europene, deci am citit și am înțeles că există multă literatură, multe pasaje de înduhovnicire de natură literară în operele acestea de început ale creștinismului și până la Părintele Stăniloae despre care am vorbit. Acum, dacă tot s-a vorbit aici de Ion Creangă, eu am început această istorie subiectivă a poeziei românești, cum spuneam, publicată la Tracus Arte, cu o rugăciune a poetului Mihai Eminescu. O invit să dăm citire acestei rugăciuni în acest sfânt lăcaș, acestei poezii scurte către Sfânta Fecioară, imediat, și o invit pe distinsa soția poetului și scritorului Nușfedanu să citească. E o rugămintea mea, pentru că eu am să citesc în italian. Vă rog. Rugăciune. Noi, ce din mila Sfântului, umbră facem pământului, rugăm-ne îndurărilor, luceafărului morilor. Ascultă noastre plângeri, regină peste îngeri, din neguri te arată, lumea dulce, clară, o Maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Grăiasa legându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din volul ce ne mântuie. Fii scut și întărire și zi de mântuire, privirea ta dorată asupra ne coboară, o Maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Nu m-am așteptat să mă invite domnul traducător, însă... Geo Vasiliu, știu, dar vreau să vă spun că mi-am introdus-o, această poezie a lui Mihai Eminescu, în rugăciunile de dimineață și de seară. Deci e,
o coincidență, cum numai în Sfântul Lăcat se poate întâmpla. O să dau citire în italiană. Rugăciune, Mihai Eminescu, rugăciune. Preghera. Noi, che per pietà divina peregriniamo ombre vane, imploriamo il compianto dell'espero dei mari, ascolta il nostro pianto, regina degli angeli, spunta dalla foschia, qual luce chiara, blanda, o madre illibata, e sempiterna Vergine Maria, di noi tutti sovrana, in ginocchio preghiamo, sollevaci e salvaci dall'onda che infuria, sì, la nostra difesa e muro di salvezza, la tua luce pia, o scenda su di noi, o madre illibata e sempiterna Vergine Maria. Scrivitorul și predatorul șeful a revistei Cuvântului de Chișinău, Nicolae Panaiotis. Prea iubite gazde, prea iubiți scriitori, întotdeauna când pătrund în Ligor, în Conaos, în Aos, aflu în fața altarilor, mă doresc eu un freamă de liniști, niște uimiri, dar și multă siguranță. Pentru că spunea Ion Alexandru despre Logos, adică cuvântul întrupat în istorie, și pentru că l-am amintit pe Ion Alexandru, mai amintesc alt doi poeți creștini importanți, sunt bine cunoscuți de domniile voastre, e vorba de Costache Ioanid și de Nichifor Crainic. Vă invit să-i citiți, să-i recitiți. Și ca să fim iarăși corecți cu textul, cu Constituția, cu Scriptura noastră, corecte acolo, că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Am citit o traducere excelentă a rugăciunii domnești, pe care noi am rostit-o cu toții azi aici. Și în partea finală este un stih, este un vers care spune așa, așa cum l-am rostit cu toții: și nu ne duce pe noi în ispită. Traducerea corectă este următoarea: și nu ne lăsa pe noi în ispită. Pentru că, virgule, cuvântul nu poate să ducă în ispită. Dumnezeu nu poate. El îngăduie ispita. Alegerea e noastră. Voi citi un poem. Carul. Carul parcă mergea singur prin ploaia neagră a tatălui meu, care era îmbrăcat cu un costum negru, sticlos ca o apă neagră, în urma stingerii unui incendiu și înghețată. O năvălire de nouri și fulgere deasupra noastră prevesteau pustia cuvintelor și erau ca niște urme de omăt într-o miriște arsă. La crucea drumurilor și la fântâni ascultam deslușirea lor. Vedeam rostirile ca într-un uriaș submarin ce înainta prin ploaia neagră, cu tot cu bulgării ca de plumb și cădeau peste tatăl meu. Sunetele lor erau ca o naștere grea și se petrece toată viața ca o polemizare între humă, lumină și noapte. Carul parcă mergea singur
fără tatăl meu, noi, prin ploaia neagră, aduceam ca un deal negru mergător. Dar
sunt în același timp cuprinsă de o stare de recunoștință pentru evenimentul acesta, acest lăcaș și cu oamenii care caută izbăvirea prin artă. Și sunt foarte emoționată și foarte recunoscătoare pentru aceste momente. În primul rând, poetului Victor Munteanu, dar și gazdei noastre, Biserica Sfântul Ioan din Bacău, unde am mai fost și anul trecut și în alți ani la slujbele obișnuite. Laud din toată ființa mea pe acei oameni care răspândesc frumosul, binele, adevărul prin creația lor, prin cuvinte care vin de la Dumnezeu, prin cuvinte vii, care ne ajută să ne reconstruim ca ființe pentru binele întregii creații. Acum eram impresionată de artiștii prin care sufletul nostru vibrează și simt că totul vibrează, că totul este vibrație și fie ca să ne lăsăm pătrunși de acele vibrații plăcute lui Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumesc! Acum câțiva ani, la aniversarea lui Eminescu, se cheamă Poezia ca rugăciunii, este un text de 3 minute și vă cer îngăduința să-l citesc. La microfon. Am impresia că microfonul distorsionează vocea. Mai mult decât de toate bogățiile din lume, pentru a fi fericit, omul are nevoie de liniște sufletească. Această liniște nu o poate avea decât atunci când îl găsește pe Dumnezeu. Sfinții părinți spun că pentru a-L găsi pe Dumnezeu trebuie să coborâm mintea în inimă. Toate religiile, de când lumea, îi învață pe oameni cum să facă acest lucru. Tehnicile orientale, de la yoga la tantra sau zen, caută mii de modalități prin care să anuleze mintea, să o coboare în inimă, ca în felul acesta să realizeze o transcendere a lumii văzute spre acel Dumnezeu pe care nu îl pot defini, deoarece prin însuși actul de a-l defini s-ar crea o limitare care ar contrazice ideea de nelimitat, de infinit. Creștinismul a dezvoltat o mare varietate de rugăciuni, de la liturghie la rugăciunea lui Iisus, care chiar așa se mai numește, rugăciunea coborârii minții în inimă, cu ajutorul cărora milioane de credincioși speră să ajungă la fericirea de a-L găsi pe Dumnezeu în inimă. Când se întâmplă acest lucru? Poate fi instantaneu, poate fi peste 10 ani, sau niciodată, cum vrea Dumnezeu. Datoria creștinului este să se roage neîncetat, cum spune Sfântul Apostol Pavel, iar iluminarea va veni când va veni.
Există însă și altă cale de a ajunge în transcendent, poezia. Pentru omul modern, care s-a îndepărtat din diferite motive de biserică, poezia este o salvare. Ea poate fi chiar și o cale prin care să-L redescopere pe Dumnezeu. Poezia nu poate înlocui rugăciunea, dar poate fi complementară ei. Poezia poate aduce mintea în inimă, dacă este simțită și nu comentată, în ghilimele. L-am ascultat recent pe Nicolae Manărescu, asta se întâmplă în 2006. Între timp, Manărescu mai evoluat. Spunând la TV Cultural că poezia lui Eminescu este naivă și dând ca exemplu Păt frumos din tei. Ilustru critic. Vă rog, închideți totuși mobilul pe perioada asta, sigur, că nu e Ilustru critic nu va ajunge probabil niciodată la iluminare, deoarece nu coboară în inimă. Are vanitatea de a comenta, nu înțelege spusele atât de adevărate lui Arghezi. Ești din dogmă și tiptil, fă-te la citit copil. Asta, domnule confrate, dă aleat și sănătate. Eu, cum vezi, încet, încet, m-am făcut analfabet. Pentru a înțelege pe Eminescu, pentru a înțelege poezia în general, trebuie să ne facem analfabeți, adică să ajungem la non-minte, cum spun orientale, sau să coborâm mintea în inimă, așa cum spun atât de frumos Sfinții noștri părinți. Poezia lui Eminescu este veșnică, ea trebuie citită fără bibliografie critică, aș zice cât mai genuin. Poezia trebuie să fie citită cu credință, așa cum tot Arghezi spune, ca o rugăciune. Dacă este citită zilnic, măcar 10 minute de poezie pe zi, ne va ajuta să descoperim pe Dumnezeu din noi. Atunci vom putea rămâne doar cu rugăciune. Iată, ne-am mutat din ziua de ieri din spațiul cuvintelor, cuvintele coduri lingvistice folosite de scriitori, nu anume creatori, pentru că un critic literar important spunea că singurul creator în absolut este Dumnezeu. Iar scriitorii sunt poeții, sunt scriitori cu delegație. Deci, suntem în acest spațiu sacru, în care vreau să dedic nouă oamenilor Psalmul 23, nouă oamenilor care suntem într-o cursă contra cronometru pentru a aduna cât mai multe, în ghilimele, comori pământești. Iată, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul din pricina numelui Tău și mă povățuiește pe cărări drepte. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și luiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un lemn și paharul meu este plin de dăr peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. L-am ascultat cu interes, sigur că, spre deosebire de dumneavoastră, poezia mea religioasă e la piciorul broaștei, așa că
Nu o să vă citesc o poezie proprie, dar pentru că s-a discutat despre poeții religioși, ca editor am avut experiențe în acest sens. La Bacău sunt câțiva oameni deosebiți care au scris și scriu poezie religioasă și unul dintre ei poate la fel de bun ca autorul din Moldova, de dincolo de Prut, este Dumitru Ichim, trăitor în prezent în Canada, dar care publică frecvent la editurile românești și care este un autor de poezie religioasă profundă. Sigur că mai recent l-am publicat pe Cornel Paru, care l-ați cunoscut ieri sau l-ați cunoscut la edițiile precedente, care de asemenea, fiind și preot, scrie din interior, trăirea este cu totul alta față de poetul care vine din afară spre ortodoxie sau spre creștinism. Am fost emoționat și profund impresionat de poezia religioasă a poeților din închisorile comuniste. Și aici nu a spus nimeni un cuvânt despre Radu Gir, care este, după mine, un poet de asemenea de o mare înălțime spirituală. La Bacău trăiește încă poetul Petru Baciu, care de asemenea a trecut prin închisorile comuniste și a scos mai multe volume de poezie, dar și de memorii. Și de acolo, dincolo de trăirea legată de descoperirea lui Dumnezeu, pentru că acolo a fost o școală uluitoare în închisorile comuniste, este de remarcat smerenia acestor autori și smerenia acestor chinuiți ani de zile prin toate închisorile de groaznică închire. Este bunătatea lor, faptul că i-a iertat pe torționar și se roagă la Dumnezeu pentru sufletul lor. Mai sunt, sigur, și alți poeți este, de exemplu, Tatiana Scorțanu, care în momentul de față de anul acesta este maica Ștefana la Mănăstirea Agapia și care i-a meditat un volum de psalm de taină, pentru că s-a amintit de creangă la Bacău a trăit Ion Luca, dramaturgul, care are piese religioase, iarăși foarte, foarte interesante și care merită jucat o parte, de fapt s-au și jucat chiar la Bacău și de care s-a ocupat criticul Nicolae Cârlan, iar la editură am editat un volum de din dramaturgia sa religioasă, 5 piese. E un autor de descoperit pentru că fiind la rândul lui diacon și fiind la rândul lui îndepărtat din biserică, are un destin cam asemănător cu Ion Creangă, fiind și creator deasupra. Dați-mi voie să vă citesc un avertisment al Maicii Ștefan. Acoperă-mă de adunarea celor ce mă viclenesc. Psalmul 63. Cerc închis. Nimic din afară nu divulgă voroava gândurilor. Să nu puteți a-i streli circumferința, dorințe aleatorii știrbivor rotunjimea discursului, uimit și el de sofisme. Feline, trecând prin cercul de foc al măiestriei, își vor decoda intențiile în adunări secrete, prezidate de rațiune.
pe sârma de cerc al smereniei, prestații înalte, îmbrăcate luxos, în duplicitate, intră în funcția Sfântului de la Fântâna de Harapaj. Dacă nu cunoști cosmologia liturgică, cosmogonia liturgică și filocalia, rămâi spectatorul perfect, robit de inteligență și redus la tăcere. De fapt, ești invitat să rămâi în întuneric. De simțire și de cunoaștere a adevărului, lucit de spectacolul lucidității, ești dezbrăcat cu prefăcută dragoste de Duhul Ortodoxiei, chiar de ai tăi. Suflete, sărmane copil bulversat, vine războiul cel mare al alegerii și tu ești încă plin de păcat. Îmbracă-ți cu jocul smereniei active, că lupii au intrat în sat. Poezie religioasă. Cine nu înțelege acest aspect înseamnă că mai are de mers la identificarea acestui sens. Există doar poezie autentică. Poezia adevărată, autentică, aia vorbește cu Dumnezeu. Credeți dacă zic, Doamne, Doamne, iartă-mă, facă-se voia ta, sau etc. Este poezie religioasă treaba asta? Nici pe departe. Multe maici scriu și scriptură publică, caută să pun și poezie religioasă. Nu am nicio legătură cu poezia religioasă. Poezia religioasă nu există. Poezia este al lui Dumnezeu direct. Dacă este autentică, este însăși poezie. Iertare, poeta Mioara Băluță, Gato. Vreau să mulțumesc domnului Mitanu pentru că mi-a oferit ocazia de a fi în fața dumneavoastră astăzi și de a mă simți mai bogată cu toată energia și vibrația, exact cum spunea doamna Nicolescu, vibrația locului și a oamenilor din sală. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mă așează așa cu minte în cuvintele mele și am eu rolul pe care o folosesc și cei care mă cunosc știu lucrul ăsta. Consider că poetul trebuie să stea bine cuvintele lui. De-aia sunt stiluri diferite și atât de multe poezii în atât de multe forme. Cu permisiunea dumneavoastră, voi citi astăzi două texte, unul scurt și unul din copilăria poeziei mele, în care încă nu trăiesc. Sigur în dragoste, vom privi cu ochii păpădiilor câmpul, cai vor veni să se adapte din venele noastre, păsările își vor reconstrui cuibul. Învârtim speriați câteva oase, plângeri ca orbii care dau de apă printre firele de iarbă. Iluzionistul își face număr, ca o ironie poate. În hainele largi ale pământului ne vom povesti unul altuia, viața noastră din omizi, visele noastre de fluturi. Pacea va fi sfârșitul. Sunt azi aici cu ungerii pe umeri, în căutarea zorilor de zi, cu ochii voștri, coborâți în mine și fric și țipă în volumă zi. Hai, arătați-mi drumul spre uitare, luați-mi toamna colăcită în glob, am aerul de chilotină în să încearcă tu sau tu să mă îngrop. Suntem aici, acum, o întâmplare, să ne putem de toate vindeca. Cu glas de fund să ne citim destinul spre nicăieri să ne putem pleca. Și cad în iarba crudă mere coapte și rătăcim în fiecare zi, pe umele fantasmelor în mantii, cum suntem azi, nici când nu vom mai fi. Dar nu e mult. Și în flutul de răcoare ne vom sfârși cu minți, într-o aninsoare. Mulțumesc! Oh,
Ștefiță Ioan Mășurelu, directorul revistei Salonul Literar. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă spun că, din întâmplare, am o carte la mine, o carte scoasă acum 2 ani, în care am interviuri cu 20 de personalități. Permiteți-mi să aduc 3 din aceste personalități în sală, prin intermediul cărții mele. Este vorba despre Teodor Damian, bodoșeneanul care locuiește la New York. Este vorba despre Pânceanu George Popa, marele artist, polivalentul artist și medic de la Iași. Și, bineînțeles, Casian Maria Spiridon. Doar câteva fraze din fiecare, vă rog să-mi permiteți. Întrebare. Conștiința că omul este atât de trecător nu vă duce la constatarea deprimantă că suntem prea neputincioși în fața imanentului vacuum existențial? Am pus întrebarea domnului Teodor Damian. Ce îmi răspunde? Sigur, domnule Culiță Ioan Jurile, întrebarea dumneavoastră este demnă de o carte, dar să fim mai... În primul rând, nu cred în vacuum existențial. Meonului Berlioz, pe care mulți îl echivalează cu vacuum existențial, nu era chiar vacuum, pentru că el era însărcinat cu divinitatea, care urma să răsară în formele în care ea s-a revelat mai târziu în istorie. Oriunde crezi că te poți ascunde, dai de Dumnezeu, în multiplele sale forme de prezență. Pe de altă parte, câte vreme ceea ce facem în efemera noastră viață, aici și acum, ne poate face să câștigăm veșnicia sau să o pierdem. Sunt tentat să spun că această clipă a trecerii noastre aici este echivalentă cu veșnicia. Cu alte cuvinte, dacă obținerea veșniciei, în sensul teologic al cuvântului, este dependentă de o viață de om, atunci înseamnă că, dincolo de culmea paradisului, acești doi poli sunt egali. Poate și pentru faptul că veșnicia este o clipă de viață în fiecare părticică a trupului și clipa, la rândul ei, este prezentă și face parte din veșnicie. Domnul George Popa, care are acum, poate toată lumea de la ea știe, nu? Peste 90 de ani. Profesor la Facultatea de Medicină, critic de artă, critic literar, mare poet, mare eminescolog. Potrivit lui Goethe, întrebarea mea. Dumnezeu interzice omului să ajungă la el. În schimb, îi permite creația. Demonul, apropiat de artist, demonul îi dicta lui Socrate cunoștințele ce le inoculat tinerilor atenieni. Duhurile rele, credincios, în același timp, Dumnezeu vechează prin îngerul de lângă fiecare dintre noi. Astăzi, lupta dintre înger și demon este acerbă. Cum vedeți, domnule profesor, această generoasă temă în arte? Răspunsul foarte scurt al domnului George Popa. Există un dicteu în creație, mai ales în literatură și artă. Ceea ce creezi cel mai reușit, nu ți se datorează ție. Nu ai niciun merit. Vine de undeva neștiut, acesta este laboratorul lăuntric care, la cei dotați cu harul izvodirii, lucrează după legi și mecanisme care ne scapă, iar noi suntem martori inocenți ai operei, mijlocitorii care transcriem. Misterul creației rămâne mister. Daimonul lui Socrate era altceva, un instinct infailibil care îi dicta ceea ce să facă într-o anumită situație. De pildă, să nu renunțe la a bea cucuta. Descris, nu a scris niciun cuvânt. Și mai apropiat de noi, o persoană dragă, multora dintre noi, Maria Spiridon Casian, parcă
înțeleg că o să vin astăzi la premieră, nu? Mulțumiți vreodată lui Dumnezeu pentru marele realizări în atâtea domenii? Treba. Sau credeți că e doar meritul dumneavoastră? Cu alte cuvinte, credința este necesară în mintea și sufletul poetului? Răspunsul lui e, ca să iau, foarte simplu și frumos și adevărat. Nimic n-aș fi realizat dacă nu l-aș fi avut pe Dumnezeu ca o țintă la care să mă raportez. Pentru tot ce am făcut pe lumea aceasta, mulțumesc lui Dumnezeu. Evit să spun ceea ce mulți repetă, că într-o zi anume, brusc, și-au dat seama că îl iubesc pe Dumnezeu. În ceea ce mă privește, și eu mulțumesc Dumnezeu că am ajuns unde am ajuns și mai ales că am ajuns la 72 de ani și sunt sănătos. Vă urez și dumneavoastră să ajungeți la vârsta mea, unii, și să fiți fericiți. Claudia Vasilache, să dăm cuvântul în continuare poetul George, Rodo George Calcan. Bacău. Policanul cu cinci brațe mi-l potrivesc mai aproape. Sunt atât de fericit. Pentru mine lumea plutește departe, departe. E strânsă toată într-un smer. Nimeni însă nu va mai umpli soarele vara. Gralul nu încape nici cum. În studia de scrisori, în fața mea, spinul și îngerul s-au făcut frați de cruce. Mișc niște cuvinte pierdute și mă uit într-o vioară de sticlă ca să pot privi muzică. Mulțumesc! Participat la festivalul Vasile Voiculescu de la Buzău, unde am participat cu poeții nereligioase, cum ziceți. Îmi citesc câteva poezii. Iartă-mi, Doamne, gândurile. Negre se duc și se întorc gândurile, rând de zile lucrătoare, rând de sărbătoare, zilele trec și vin. Dând roată lumii, Doamne, mă vei afla în depărtarea mea, o carne asfârșiată de simțuri, căutând drumul spre tine, spre casa ta. Rugă! Fă-mă, Doamne, de sticlă, că multă vreme am crezut că te iubesc, dar cerul se îndepărtează mereu, iar eu, prin noroaiele serii de toamnă, când veșnicia mea pasă sufletul, trec într-o căruță albastră cu fân și cu greier spre viață. E timpul să nu mă pierd, Doamne, pentru toate anotimpurile care au rămas și care vin împotriva mea. Și valurile cerului. Corabia mea eșuată în golful nopții, așteaptă de la tine, Doamne, noi speranțe. Farul amăgitoare cheamă în ceasa capricioasă, fi stea, lumină dulce, fi dimineață. Cerul umblă pe pământ, geamantul de veche, cerul ne îndeamnă să putim,
noi mereu ieșim goi cu trupul aburind. De la un capăt la altul a cerului, valul, drum lung. Începând cu anul 2001, m-am afirmat ca eseist, dar când eram mai tânăr, în anii 80, m-a locuit și pe mine duhul poeziei. Iar anul trecut, părintele Paiu mi-a propus să adun într-o plachetă acele poeme ale Juneții. Și am să vă citesc o poezie intitulată Doamne, scrisă în septembrie 1985, după prima lună în care, după ce am fost repartizat în producție, simțisem șocul întâlnirii cu părinții tinerilor care până atunci fusesem colegi de facultate. Are și un moto, iar în ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Doamne, de ce cuvântul scris sau rostit nu schimbă oamenii? Doamne, de ce cuvintele noastre destrupate nu-i schimbă? Dar oare Iisus, cuvântul întrupat i-a schimbat cu adevărat? Câți din miliardele de oameni ce au trăit după întruparea Lui au fost schimbați de El? 1000? 100.000? 1.000.000? 100.000.000? Câți, neodihnindu-se de sfințenie, au ajuns prin har la ea? Doamne, de ce îmi dai să întâlnesc doar oameni hăituiți de viață? Oameni rămași undeva într-o fundătură. Ce-mi dai a înțelege prin asta? Știu că nimic din ceea ce este omenesc nu trebuie să ne sperie, nu trebuie să ne trezească repulsie, nu trebuie să ne încovoaie sufletul. Știu asta și totuși, Eli, Eli, lama sabachthani. Prozatorul Ioan Dumară, dacă vreau. Bună ziua! În viață, fără ajutorul Dumnezeu, e greu să răzbești. Sunt atâtea împrejurări încât devine obișnuință să invoci ajutorul, pronia cerească și iertarea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult când intri în biserică, trăiești o anumită stare sufletească care presupune, depinde de ființa fiecăruia și de starea sufletească pe care o are, abordarea lui Dumnezeu, rugăciunea către Dumnezeu. În ce mă privește, m-am născut într-un sat unde primul element care atestă existența documentară este biserica. Biserica, deși satul nici nu exista, abia atunci se îngropea. În satul Neghitești, din comuna Codoleni, județul Neamț, biserica este primul element atestat documentar pe 11 iulie 1428, ca fiind printre bisericile ce își plătesc contribuția către mănăstirea Bistrița din județul Neamț, ctitorită de Alexandru cel Bun. Consider că la sat prezența lui Dumnezeu este foarte puternică. Nu pot să fac o comparație să spun că e mai puternică decât în oraș. În orice caz, nașterea și moartea la sat presupun aproape permanent invocarea lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, fără de care nu este concepută viața. Drept urmare, am scris și o poezie dintr-un volum de versuri intitulat Spre stele, pe care am numit-o poezia, se numește, volumul de versuri este în curtea apariție,
poezia se numește Și iarăși satul. Treceau prin mine căruțele satului, cu sfinții din biserică, pe frunțile cailor, la drum spre câmpuri. Erau diminețile pornirilor arhaice, căzute celest, către... Când căutam urmele veacurilor, în adâncuri, drăguiau inimi nănăscute. Vă mulțumesc! Să ratez această frumoasă adunare și întreprindere. Și vorbind de căutarea divinității, este o aventură personală de o viață, nu de o clipă. Mi-e foame de ceva. Să mă îndrăgostesc, să nu mă pierd de orice, de oricine. Repede să râd în hohote, repede să mă retrag în mine. În piatra altarului îți aud răsuflarea cu parfum de cer. Edenică și distantă îți credeam nesfârșirea, dar tu prea devreme ai plănuit întâlnirea. Păsări cu pene de bănuți îmi tot cerșesc calintul, clonțul lovește în coaja plăcerii și de somnul rațiunii mă scutur. Tu nu ai gustat graba, doar ții veșnicia în brațe. Lași confortul să mă răsfețe, când piatra picură lacrimă de piatră, înaintez pe genunchi spre tălpile tale, tot una cu pământul tată, să-mi alăpteze nădejdile, să mă învețe smerenia țărânii. Mi-e foame de ceva care nu mă satură. Mulțumesc! Am văzut totuși de voie, dar o să răm în pisința să fac lucrurile și de treabă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit, pentru că m-ați invitat și ați întrebat de mine. Și pentru că eu sunt în căutarea minunilor permanente și le văd în fiecare zi, a fost o minune și pentru că am venit la Bacău anul acesta și doar am vrut să vă împărtășesc această minune și în același timp să aduc un premiu pe care l-ați primit din partea cuiva cu totul și cu totul special. Întâi de toate, când m-a întrebat Olimpinu Șfelian dacă nu mergi la Bacău, pentru că a întrebat domnul Victor Muntean dacă voi merge și eu, m-am întrebat să nu forțez nota, m-am gândit și atunci, zic, firesc ar fi fost să mă rog, să mă limpezesc, dar am luat volumul domnului Victor Munteanu, Rănirea Vederii. Și am început să recitez, le-am reluat, mi-am notat niște idei și la sfârșit erau niște date biografice. Și am văzut că este născut în 29 ianuarie. Am fugit la calculator, era Olimpiu, zic, Olimpiu, uite cine vrea să merg eu la Bacău. Sfântul Ignatie, pomenit în ziua de 29 ianuarie, care este ocrotitorul nostru, ocrotitorul familiei noastre. Și a fost chiar o revelație, m-am bucurat mult de ea și, bineînțeles, imediat am rugat-o pe o prietenă care este la o mănăstire din județul nostru, să mi-l trimită pe Sfântul Ignatie. Și Olimpiu a zis, ar fi fost foarte bine să fie o amprentă personală. Atunci m-am dus la Palatul Copiilor unde lucrez și am rugat-o pe colega mea să-mi dea câteva culori acrilice, să am și eu câteva pensulații pe aurul la Sfântul Ignatie. E adevărat, cu nevrednicie, dar fiind în spațiu copilăresc mi-am permis. Și Sfântul cred că nu s-a supărat. Și în timp ce am dat primul, deci după ce am dat primul strat de acritic alb, am zis să stau să se usuce și meditam și eu la ceva, copiii lucrau în jurul meu. Vreau să vă citesc această meditație, nu este o poezie și nu sunt poetă încă, dar până la 47 de ani, care este data limită pentru participarea la avantgardă, poate o să mă închec și eu puțin. Dar vă citesc meditația scrisă la Palatul Copiilor din Bistrița, pe timp ce se usca aureola Sfântului Ignatie.
Sufletul meu scâncește. Îi pun o suzetă ca o pecete fugară până când iau din piața Decebal 2-3 kg de medicamente. S-ar zice că merg prin țară să pregătesc lapte hipcombiotic până la întremare. Pruncul gângurește, visează ce bine va fi când voi fi mare. Mă-ntorc să îl leagăn, îl înfășor, pansez în două versuri, jucându-mă cu Italia și cu un soi de nădejde ascunsă sub o coajă de portocală. Nu prea aud blenderul care scârție din toate încheieturile. Îmi zic, o mixtură nu mai bună de adormit copii. Când gânguritul ajunge piele și os, trandafiriu, nu înțeleg dacă a morțit sau levitează prin cer. Pe perete, aureola Sfântului Ignatie poartă amprenta bebelușului. Îmi zice, fi liniștită, defectul septal atrial s-a închis. Sufletul se ține cu putere de pe insulații aurii. Cumințenia Sfântului îi dă mult de gândit. Vă ofer acest premiu din partea Sfântului Ignatie. Este un mic semn din partea Sfântului Ignatie, oarecum un premiu coborât din cer. Cu siguranță sunt multe minuni. Minuna a fost și cu rugăciunea lui Mihai Enescu, mi-e nespus de dragă și o spun adesea, cu toată dragostea față de Eminescu și cred că a fost un semn și de la Eminescu că îi este drag de mine, pentru că și mie este drag de el. Vă mulțumesc foarte mult! Sper că Sfântul Ignatie să ne ocrotească pe toți și să... Pentru că a fost tema simpozionului Rolul creației literare în creștinism, vreau doar să adaug că la Bistrița copiii bistrițeni, grupați într-un cerc poezia credinței, fac terapie pe unde apucă, pe la spitalul județean se duc și înviorează cu poezia pe alți copii internați. Deci cred că poezia face nespus de multă misiune în rândul oamenilor și există un fel de milostenie prin poezie și cred că este foarte important. Oh.
Marius Popescu, dublu licențiat în filozofie și teologie, iată că deja se simt niște lucruri pe treaba asta, să fac un... să dea o concluzie. Ca cel care este și în afară, dar și cu fiecare dintre noastre în parte, pentru că, fiind slujitor al lui Dumnezeu, asta este rolul de mediator. Vă pot spune că m-am bucurat și mă întrebam, permanent ascult pe fiecare, rolul creației literare în creștinism. Aș fi reformulat cu prevențiunea domnului Munteanu, rolul creației literare în viața creștinului. Cu alte cuvinte, fiecare v-a spus sufletul cu ceea ce v-a dorit Dumnezeu înaintea celorlalți. Și cred că rolul creației literare, până la urmă, este acela pe care și l-a împlinit astăzi în mod deplin. De a aduce oamenii împreună într-un gând. De a-i face să își recunoască sufletele. Să și le pune față în față. Se spune că ochii sunt oglinda sufletului, nu? Dar iată că mai degrabă cuvântul, cel ce șade în adânc, care este propriul sufletului nostru și pe care prin efort, prin jertfă, reușim să-l punem în lumină, ne reprezintă mai bine. V-ați reprezentat și v-ați prezentat fiecare înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Și vă mulțumim pentru aceasta și ne bucurăm că s-a creat această atmosferă deosebită prin cânt și prin cuvânt și că cu adevărat ne-am împlinit menirea de oameni și de bun creștin. Pentru că fiecare dintre creația dumneavoastră a fost, așa cum parcă anticipam la început, o rugăciune și cum a spus și domnul critic, nu poet, nu? Am reținut distinția? Adică cel care se bucură de sufletele celorlalți și care le primește în palme. Fiecare și-a spus rugăciunea. Dar cu toții, într-un duh, am făcut-o spre slava lui Dumnezeu și aș vrea să închei cu acest simplu și unic gând. Dumnezeu e totul în toate. Deci în fiecare dintre dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să râdeam dreapta, Părinte, Doamnele. O secundică. Cei care sunt cazați deci merg la masă și ne găsim după amiază la ora 16 la Centrul Apostol și urmează premieră. Două. Da. Doamne, felicitări tuturor. Și noi la fel, Părinte. Și...